Cercetătorii americani susțin că delăsarea cronică nu este un simplu moft. Lena este o boală, iar munca de acasă și perioada stresantă din punct de vedere emoțional pe care o traversăm nu au făcut decât să acutizeze inapetența oamenilor de a întreprinde noi acțiuni. Doar 3 luni de mișcare și antrenament fizic susținut ar fi însă suficiente pentru a ne vindeca. Apatia este o stare tot mai des întâlnită în rândul tinerilor, iar cei care fac muncă de birou sunt cei mai predispuși să manifeste un comportament pe care tradiția populară îl cataloghează drept lene. Nimic mai fals, spun medicii clinicii Mayo din SUA, care au ajuns la concluzia că delăsarea este primul simptom care poate ascunde o boală cât se poate de reală. Într-adevăr, nu este un moft, este un sindrom care se descrie din ce în ce mai mult în ziua de astăzi și care arată o scădere a funcțiilor de inițiativă și de activitate cerebrală. Generația actuală, mai ales în urma acestei pandemii, este legată de scaun, este legată de birou. Cea mai simplă și eficientă metodă de tratament este mișcarea. Pentru ca banala lene să nu atragă după sine și alte afecțiuni mult mai grave, specialiștii recomandă o serie de exerciții fizice. Fiind și cald, foarte cald afară, atunci metabolismul nostru este foarte leneș și noi trebuie să-l activăm. Și cum putem face acest lucru? Dimineața când ne trezim, să ne punem o melodie pe care o ascultăm noi zilnic și să ne uităm în oglindă. Să începem cu anumite exerciții, timp de 5 minute pe zi. Ce bine că te-am prins la sală, gata cu lenea, hai să facem antrenament și coboară genuflexiune, bravo, spatele drept, împingi fesierul înapoi. Sinceră să fiu, nu vreau să mă laud, dar nu mi-e niciodată lene. Oricât aș fi de obosită și astăzi am venit de la mare, de dimineață, am dormit doar 2 ore, n-am putut să ratez. Sunt înnebunită, aș veni la sală non-stop. În funcție de vârstă, greutate sau mod de viață, oamenii resimt starea de vlăguire sub diverse forme, însă unii nu o resimt deloc. Ți-a fost vreodată lene? Normal. Am o lene de mă doare, nu? Deci, caracteristică celor care. Îți dai seama, am un văr care a zis, bă, nu mi-a plăcut munca. Dar al naibii i-a plăcut școala, de-aia mai face, de ce nu faci? De-aia nu mai face, nu? Cred că este important cum maschezi această lene. Cred că fiecare dintre noi avem momente când suntem, nu știu, mai obosiți și atunci mascăm că ne este lene. Însă dacă facem lucruri care ne place, de exemplu, stăm la e liber, dormem micuța, tu citești, combini utilul cu plăcut și atunci trece și acea lene. Faptul că totul este la un click distanță îi face pe oameni să fie mai reticenți în a depune efort pentru a-și îndeplini scopurile. Trebuie ca noi înșine să ne antrenăm corpul, deci și mintea, la activitate. De aceea s-a inventat deschiderea geamurilor de dimineață, s-a inventat apa, aerul, mișcarea. În plus, lipsa activității fizice atrage după sine și alte probleme, cum ar fi creșterea în greutate sau boli precum diabetul. Pot apărea și dureri articulare sau de spate. De aceea, medicii ne sfătuiesc să punem mintea și corpul la treabă încă de la primele ore ale zilei.